Astăzi Republica Moldova nu poate avea un viitor dacă noi de urgență nu elaborăm un plan de modernizare a țării. N-avem școli profesioniste și asta este problema numărul unu ca să fie un investitor în Cahul, în Băl sau în alte orașe. Primul decret în calitatea mea de președinte va fi dezolvarea Parlamentul Republicii Moldova. Fiecare cetățean trebuie să înțeleagă că noi trebuie de urgență să scăpăm de sistemul de administrație raională. Noi astăzi de urgență trebuie să modificăm un simplu punct în codul penal Republicii Moldova. Unde trebuie să fie clar, pentru corupție pușcăria e de la 15 ani până pe viață, cu confiscarea averilor la rude. Că altfel noi n-a să-i putem opri. Eu chiar nu înțeleg pentru ce a existat. Că am avut și Ministerul Turismului și Agenția Națională de Turism. La noi tot turismul e în timp de noapte. Știți foarte bine că noaptea bine se lucrează cu spiritul la Ucraina și în România cu țigările. Cu părere de rău, nu a să vie nimeni astăzi să vadă cetatea Soroș și alte locuri frumoase care le avem în țară. Trebuie să-i dăm un start urgent unui proiect național să construim în Republica Moldova orașul vinului. Vă dați seama dacă luăm un teren de 15-20 de hectare și pe acest teren vor fi prezentați toți producătorii de vinuri din Republica Moldova. Noi ar avea cel puțin o imagine că nu suntem astăzi doar un stat care trimite o parte din cetățeni la muncă în Federația Rusă și a doua parte merge în statele europene. Eu vă promit un lucru, ca și eu și sluga poporului, dar și eu cel mai bun revizor în istorie care dumneavoastră vreodată l-ați văzut. Și ea să alerge așa ca să-i vedeți transpirați ca după Olimpiadă. Votăm Renato Usatăi, candidatul numărul 1 în buletinul de vot.